După declanșarea conflictului din Ucraina, autoritățile române au luat în calcul eventualitatea apariției unei urgențe nucleare. Chiar dacă deocamdată nu ne confruntăm cu astfel de situații, o măsură eficace de a preveni absorbirea iodului radioactiv de către glanda tiroidă este administrarea pastilelor de iodură de potasiu. Dacă există iod radioactiv în aer, acesta va fi introdus în plămâni prin inhalare, iar de acolo o parte va ajunge în sistemul circulator, unde va fi absorbit de glanda tiroidă. Tot de glanda tiroidă va fi absorbit și iodul stabil din pastile, care va ajuta la oprirea acumulării de iod radioactiv. Astfel, iodul radioactiv va fi eliminat mai repede din organism prin funcțiile naturale ale corpului. O campanie de distribuire gratuită a pastilelor este activă la noi în țară. Luni, ministrul Sănătății, doctorul Alexandru Rafila, i-a îndemnat pe toți cei eligibili pentru aceste medicamente să meargă să le ridice. Pastilele sunt la dispoziția populației și trebuie să avem un comportament preventiv cu toții și e bine ca să nu așteptăm să apară un incident nedorit și trebuie să ne pregătim cât în cazul unui incident nedorit să putem să prevenim anumite tipuri de afecțiuni sau vulnerabilități. Iodura de potasiu nu se administrează preventiv, ci se ridică de la farmacie doar pentru a o avea în casă în caz de accident nuclear, au explicat în repetate rânduri autoritățile. Potrivit ministrului Sănătății, în România există 2500 de farmacii în care se găsesc pastilele cu iodură de potasiu, dintre care 105 sunt în județul Constanța. Se distribuie exclusiv pe bază de prescripție medicală eliberată de medicul de familie. Prescripția medicală se oprește în farmacie. În momentul eliberării pastiluțelor se dă și nota informativă către pacienți în care este arătat modul de administrare. Potrivit reprezentanților lanțurilor farmaceutice, pacienții au venit deja să întrebe de pastile. Bună ziua! Găsesc la dumneavoastră pastile de iodură de potasiu? Da, doar pe bază de rețetă. Dar le aveți în stoc? Deci avem, da. Cu rețetă de la medicul de familie, doar. Atât. Se eliberează în funcție de cantitatea pe care o prescrie medicul, cam două comprimate, așa se prescriu pe rețetă. Cei mai mulți dintre constanțeni sunt de părere că este bine să le ridice cât mai repede. Existența pastilelor de iodură de potasiu în locuințele acestora le creează o stare de siguranță, spun oamenii. Corect așa ar fi, să le ai la dispoziție, le iei din sertărașul cu medicamente, le-ai folosit. Că și aici timpul este foarte limitat. Potrivit prospectului, în caz de necesitate, nou născuții de până într-o lună au nevoie de un sfert de pastilă, copiii care au între o lună și 3 ani de o jumătate de comprimat, iar cei cu vârstă cuprinsă între 3 și 12 ani de un comprimat. În categoriile cele mai expuse intră gravidele și copiii până în 12 ani, pentru că în cazul lor glanda tiroidă este mai activă.